Bine v-am găsit la un nou eveniment al Facultății de Management. Invitatul nostru este domnul Ovidiu Dumitrescu, director general adjunct al Tradeville. Titlul acestei teme reprezintă portofoliul personal de investiții, concepte de bază. În primul rând doresc să-i mulțumesc foarte mult domnului Ovidiu Dumitrescu. Este unul dintre profesioniștii excepționali ai pieței de capital din România, cu experiență de un profesionalism excepțional, și îi mulțumesc foarte mult fiindcă și-a făcut timp pentru a vorbi studenților noștri și masteranzilor noștri din cadrul Facultății de Management din cadrul SNSPA. Cuprinsul acestei teme, foarte succint, îl va reprezenta portofoliul personal și investițiile financiare, concepte de bază, astfel încât cu toții să avem câteva informații despre cum ar trebui să ne gestionăm proprii bani și să îi investim și cum ar trebui să privim randamentele obținute în funcție de tipurile de strategii investiționale. Domnul Ovidiu Dumitrescu, vă mulțumim foarte mult încă o dată pentru timpul alocat pentru studenții și masteranzii noștri. Vă rugăm frumos să începeți. Nu știu câți dintre dumneavoastră sunt familiarizați cu conceptul de bilanț în ceea ce privește situația financiară a unei firme, dar aici e vorba de bilanțul personal. De la el pornește și, de fapt, e un mod de a privi partea materială, să zic așa, a vieții noastre. Avem active și avem pasive. Ce înseamnă activele? Sunt cam toate bunurile pe care le putem folosi, pe care le avem, le deținem și le putem folosi în așa fel încât să susținem aceste, le-am numit eu, pasive. De asta spun că există oarecare diferență versus situația financiară numită bilanț, pentru că aici, în pasive, de regulă se constituie surse de finanțare. Pasivele astea sunt de mai multe feluri și iată cam cum arată un bilanț personal. În mod uzual, în Statele Unite, de exemplu, ai financial advisors, ai consultanți financiari care fac așa un inventar al ceea ce deții și ceea ce ai nevoie ca să trăiești și îți explică la final, uite, cam asta este averea ta netă. Și mai mult decât atât, te ajută să structurezi partea asta din stânga în așa fel încât să fie cât mai bine potrivită la partea din dreapta. Veți vedea că aici vorbim o parte de cheltuieli de trai. O să tot scrie valoarea prezentă, valoarea prezentă. Foarte pe scurt, valoarea prezentă se referă la cât valorează în banii de acum o cheltuială sau un venit în viitor. Există diverse ipoteze sub care se calculează de fiecare dată o valoare prezentă, doar pentru cursul productiv e bine să știți ideea asta de valoare în timp a banilor. Adică un leu astăzi este mai bun decât un leu peste 2 ani, sau peste 5 ani, sau peste 10 ani. Și atunci trebuie să iei în calcul și trecerea timpului, nu numai valoarea, să zic, nominală a hârtiei sau a, în fine, unităților de cont pe care le-ai întrupecat. Bun, cheltuieli de trai, evident, întreținere, nu știu, mâncare, haine, etc. Deci chestii strict necesare. Vorbim apoi de servicii medicale pe care ar trebui să le proiectezi. Există niște tabele actuariale, niște statistici făcute pe numere foarte mari de persoane și asta în dinamică, în funcție de sex, în funcție de, știu și eu, mai mulți factori care pot să-ți genereze o probabilitate sau alta de a te îmbolnăvi într-un oarecare orizont. Și apoi, dincolo de asta, mai sunt și așa zisele discreționare, adică fără de care cel puțin teoretic poți trăi. Acum discuția e largă, dar poți trăi într-adevăr în adevăratul sens al cuvântului fără, știu și eu, să consumi bunuri culturale, de exemplu, adică teatru, film, cărți, sau fără o vacanță. Dar ele cam așa sunt structurate în literatură. Dincolo de asta, sunt datorile pe care poate că le ai ca să-ți finanțezi, de exemplu, anumite părți, de exemplu, casă. Dacă ai anumite asigurări pentru viitorul an. Chiar și trebuie să știi cât valorează, cam la ce te-ai obligat, pentru că tu atunci când te mergi în contract de asigurare, te obligi să pui deoparte niște bani, să dai periodic o primă de asigurare, deci o sumă de bani. Tranzacții mari înseamnă că mergi la un broker și vrei să tranzacționezi de mai mulți bani decât ai și asta creează, evident, o obligație de acțiune la contractul respectiv și atâta timp cât ai început și să faci tranzacții. Normal, nu le faci, nu ai ce știe ce obligații și, de asemenea, dacă ai datorii de la familie, de la prieteni, luate de la familie și prieteni sau către ei. Bun, și atunci ce ai în contraparte? Păi, banii numerari pe care i-ai, depozite la termen sau certificate de depozit, obligațiuni care sunt instrumente financiare. Apropo, ce sunt instrumentele financiare? Pe scurt, sunt niște active necorporale, dar ele nu au chiar, de multe ori chiar nu au existență tangibilă, care dau dreptul de proprietate asupra fie a altor active, instrumente financiare, fie a unor active reale. Primele se numesc instrumente derivate, celelalte, în general, se numesc valori mobiliare. Bun, continuăm. Obligațiuni, astea sunt un fel de împrumuturi pe care firmele sau statul le face către diversi, inclusiv către persoane fizice. Poate ați auzit de exemplu, acum recent de emisiune FIDENIS pe care le desfășoară prin bursă Ministerul de Finanțe. Fonduri monetare și obligațiuni, fondurile de investiții, că despre ele e vorba, așa foarte plastic vorbind, ce reprezintă ele, gândiți-vă la o supă cremă. Dar o supă cremă care nu e făcută cu ceapă și cu ardei și cu morcov și țelină, e făcută cu instrumente financiare. Ele sunt deținute de o societate care emite în contrapunderea lor așa numitele unități de fond și o unitate de fond dă drepturi egale cu orice altă unitate de fond deținătorul ei. Și poți să iei în funcție de ce resurse ai. Bun. Mai departe, vedeți aici ceva care mi se pare foarte interesant. Lumea uită că vorbim de aproape un fel de obligațiune și anume valoarea prezentă a salariilor viitoare. Valoarea prezentă a salariilor viitoare înseamnă că trebuie să iei în calcul și cam care e valoarea așteptată a veniturilor, nu neapărat salarii, poate fi și de altă profesii liberale, de exemplu, pe care le vei avea din munca pe care o depui tu. Practic, se poate zice aici o valoare prezentă a muncii viitoare. Ea e considerată un instrument cu venit fix. Apropo de ce vorbim de venit fix și instrumente de capital sau așa numit venit variabil, pentru că, în general, un venit fix îți garantează sau îți promite, nu îți garantează, că îți va plăti în schimbul faptului că investești în el o dobândă care este fixată clar de la început sau măcar se va calcula după o formulă clară și de asta valoarea aceasta prezentă a salariilor sau muncii viitoare este inclus aici și mai sunt instrumentele de capital care îți dau dreptul la o parte din profiturile unei activități economice. Asta e greu să o cuantifici printr-o formulă. Există tot felul de estimări care se fac, dar nu e dată ca promisiune sau ca obligație. Pur și simplu, dacă este cu bine, ai și tu o parte în funcție de cât de mult capital din 100%, evident, deții. Pentru că aici poți să deții maxim 100% din capitalul a ceva. La fel sunt și unitățile de, să spunem, fonduri. O să vedeți și acest concept. Deocamdată să-l reținem așa ca atare. Este un tip de fond mai special. O să-l explic puțin mai încolo în acest curs. Am eliminat fondurile și unitățile de ETF care au ca principal scop investiția în instrumente cu venit fix sau mărfuri, pentru că astele le-am trecut aici. Și cam astea sunt instrumentele de capital. Mai jos avem instrumente așa numite derivate, v-am spus mai devreme despre ele. Unele poate nici nu știa că sunt instrumente de evaluare, de exemplu asigurările. Asigurări de viață, asigurări de casă, mașina, da? Asigurări de răspundere civilă, etc. Și diverse alte forme de instrumente. În general, mă feresc să intru chiar în așa mari detalii, oricum știu că am început așa cu ceva care vi se pare greu, pentru că e mult, chiar din, nu știu, primul slide cu de substanță, dar prefer să fac acum și să avem un slide un pic mai legere după aceea. Nu de alta, dar mă gândesc că intri într-o prezentare cu mintea mai odihnită decât când ești la finalul ei. Și în fine mai sunt așa zisele active alternative sau alte active care pur și simplu satisfac diverse nevoi sau pot fi chiar pentru investiții, pentru capitalul propriu. Pentru că orice parte de aici, fie este luată pentru a satisface ceva din partea cealaltă, fie pentru a se duce în avere, în consum viitor, să zic așa. Pentru că toată treaba asta poate să fie dusă aici sau poți să o lași la un moment dat moștenire, adică să dai către alții sau o să donați, cine știe. De asta, de exemplu, faptul că ai o mașină satisface o parte din nevoia de trai, că poate ai nevoie ca să te deplasezi la un serviciu unde nu poți ajunge cu transportul comun. Imobiliarele pot să satisfacă necesarul de adăpost, de casă. Știu și eu, dacă ai dețineri ETF-uri sau chiar dețineri efective, fizice, de mărfuri, ceva mai greu. O să-ți faci, poate că îți faci singur făina pentru mâncare. Partea de asigurări, de exemplu, îți poate satisface valoarea prezentă a serviciilor medicale. Deci nu mai trebuie să calculezi valoarea aia prezentă pentru că încerci să te protejezi. E adevărat că, de regulă, toate asigurările astea au o sumă limită și atunci probabil că nu scapi de matematica respectivă, dar măcar ca idee trebuie să existe o corespondență și e bine să existe o corespondență de genul ăsta. De exemplu, valoarea prezentă a taxelor viitoare, tu o să zici, uite, împrumutul bancar pe care l-am ca să iau bunul ăsta imobiliar pe care mi-a făcut partea asta, asta așa ca să complicăm doar un pic lucrurile, eu o voi satisface pentru că am o valoare prezentă a taxelor viitoare, adică mă aștept ca toată viața mea să câștig, nu știu, X bani. Și din ăștia o porțiune îi aloc pentru creditul bancar cu care mi-am cumpărat acasă. Una peste alta. Bilanț e un cuvânt care vine din italiană, din bilancia, care se referă la, la balanța de comercială, care, gândiți-vă la, te duci la piață și cântărești ceva cu o balanță, care era folosită și în preosăvec pentru tranzacții monetare, se făceau schimburi între diverse tipuri de monede, și care se referă la echilibru. Ori, într-un fel sau în altul, aici există un echilibru. Important e ca partea asta să nu fie chiar total minus, în așa fel încât să zici că ai ajuns într-un fel de faliment personal. Și ca să nu se întâmple așa, în general trebuie să găsești resurse aici în stânga pentru a satisface necesitățile din dreapta. Vorbind de echilibru, deci, iată câteva reguli pentru un bilanț personal echilibrat. Partea de alimentare cu venit fix, scuze, și așa zise, fără risc, trebuie să, ca împreună cu asigurările de care am vorbit de bunuri și deținerile de proprietăți imobiliare sau o parte de cash, deci aceste trei tipuri de active trebuie să satisfacă nevoile de trai imediat pentru cel puțin 6 luni. Deci, ideal ar fi să ai depozite la bănci și asigurări de bunuri și de sănătate, plus fie în depozit contravaloarea chiriei, fie în partea asta de dețineri imobiliare, adică să ai un apartament sau o casă în care să trăiești. E bine să existe sumele astea sau cumulul ăsta de bunuri care să te asigure necesarul de trai. Din perspectiva asta, mi se pare important ca lumea să aibă, înainte de a începe să investească pe bursă, o astfel de bază a piramidei lor investiționale. După care am vorbit un pic și de asigurările medicale și, în fine, tipele cu risc vin după aceea pentru a investi, de fapt, în ceea ce arătam aici, că este capitalul de profit, da? Sau averea net wealth. Deci, îți asumi risc numai după ce ai satisfăcut partea de cheltuieli de trai și ești ok și partea ta. Nu mai ai datorii la prieteni, ai toate asigurările de sănătate, de viață, de bunuri făcute și ești ok și cu datorile la bănci. Nu înseamnă că nu mai ai datorii la bănci, ci înseamnă că, în mod normal, din veniturile tale satisfaci în mod rezonabil rar. Astea sunt, aș zice eu, cele trei reguli importante pentru a avea pur și simplu o sănătate financiară bună. De multe ori lumea uită și se duce în bunuri de altfel. De asemenea, trebuie să-ți dai seama în ce stadiu al vieții tale ești. Chit că nu ai firma ta, tu ești, într-un fel sau în altul, la începutul vieții într-un stadiu antreprenorial. Și ai un risc specific mai mare, deci trebuie să ai grijă un pic de activele respective și mai ales de felul în care structurezi bilanțul. Încet, încet te duci către un stadiu de manager, începi să devii un profesionist care își poate folosi mai bine toată experiența, toate cunoștințele acumulate, în așa fel încât să îi conducă pe alții și în același timp să obțină venituri mai bune. De ce? Pentru că de cursul vieții, nu doar conștiințe teoretice, dar și partea practică, sau de multe ori zice, mai ales partea practică, te ajută să fii remunerat mai bine și mai mult decât atât să îi și coronezi pe alții, primind evident, în schimb, o parte din rezultatul muncilor. Trecem apoi la partea de investiții, în care te duci poate mai targetat către un, două, trei domenii, câteva acțiuni, obligațiuni în fiecare și încet, încet te duci către partea de indexare, adică tinzi să ai niște investiții generale, poate mai puțin riscante, dar în care tinzi să ai venituri dintr-o paletă foarte, foarte largă de domenii de activitate. De asta, de exemplu, sunt foarte populare acele instrumente de tip ETF despre care v-am spus, pentru că ele de multe ori replică indici de acțiuni care au sute de acțiuni ale unui număr foarte mare, sute, câteodată și mii de firme, și asta dispersează foarte mult riscul specific al investiției respective. Ca să știi exact ce nevoie e de fiecare dintre banii, trebuie să știi să calculezi un obiectiv de randament. Știu că atunci când se scriu cărți pentru diverse domenii, se spune că orice formulă scade tirajul cu 10.000 de exemplare. Acum, noi nu avem atât studenți să ne permitem să pierdem 10.000, dar sper că veți tolera formula aceasta. Pare complicată, nu e groaznic de complicată, de fapt. Am lăsat pe slide-ul următor și un exemplu. De unde pornești? Păi de la costul a ceea ce îți dorești, reprezentat în prețuri de azi. Cât costă astăzi acel ceva? Și valoarea ce poți să aloci tu către acel obiectiv, să zic așa. Poate ai niște bani, poate ai, nu știu, un obiect, dar mai vechi. Și în sensul ăsta trebuie să știi care e baza ta de pornire. Acum, trebuie să-i încalculi inflația pe întreg orizontul de timp. Poate e vorba de mai mulți ani, doar de un an. Inflația așteptată, atenție, nu e vorba de ce a fost, ci trebuie să faci niște estimări care, într-adevăr, pot fi greșite. Deci e bine să poți să-ți revizitezi obiectivul de randament în funcție și de ce se întâmplă după aceea. Și nu doar pentru partea de impozite, nu doar pentru partea de inflație, dar și pentru partea de impozitare, de asemenea pentru ce influență va avea felul în care investești acele active alocate a obiectivului, randamentul lor în fiecare an, pentru că tu poate pornești la 50.000 de lei și vrei să ajungi la 85.000 și îți imaginezi că o să ai un randament de 14% pe an, dar primul an poate pare minus 10. Trebuie să te gândești după aceea și să revizitezi obiectivul de randament. Asta înseamnă că ai luat toate lucrurile astea în calcul și, desigur, în cât timp ai vrea tu să ajungi la acel obiectiv al tău. acea țintă personală dorită. Câteodată, dacă lucrurile nu merg bine aici sau în partea asta, poți să trebuiască să lărgești orizontul de timp. Dacă merg foarte bine, mai bine decât așteptat, poți să reușești mai repede. Și uite, hai să luăm un exemplu. Presupunem că peste 5 ani trebuie să ne cumpărăm un automobil care în prezent costă 80.000 de lei și ai putea să obții și din vânzarea mașinii afară, care e aproape praf, vreo 2.000 de lei. În condițiile astea înseamnă că în prețul curente, deci în prețurile de acum, ai nevoie de 78.000 de lei și tu nu ai decât 50.000. De unde ia, în fine. Asta e mai puțin important, exemplu e cu scurtitate. Și vrei în 5 ani să ai o mașină nouă. Asta înseamnă că într-un fel sau în altul te vei descurca cu mașina pe care o ai sau alte 5 ani și te aștepți ca peste 5 ani să ai echivalentul cu prețurile de astăzi a 2000 de lei. Atenție, nu înseamnă că vinzi mașina acum și iei 2000 de lei și 5 ani stai neapărat fără. Rata inflației pe orizont de timp pare mare, dar de fapt e o rată de 3,5%. Noi n-am mai văzut de ceva vreme inflație, dar vă garantez că cei cu un pic mai mult păr alb, așa ca mine sau ca unii dintre colegii mei, ne aducem aminte de vremuri în care inflația asta era chiar într-un singur an. Acum ea a scăzut, dar uite că mai rămâne cel puțin la lei în zona asta. Deci, iată, în 5 ani cam unde s-ar duce genul ăsta de inflație. Presupunând că vor crește impozitele și peste 5 ani va exista un impozit de 20% pentru investițiile pe care vreți să le faceți dumneavoastră, o să ne dea randamentul ăsta. Deci trebuie să vedem, să căutăm investiții care au randamente undeva spre 16%, randamente brute, să zic așa, așteptate în momentul ăsta. O să fie bine sau că nu, din nou. E o condiție de incertitudine pentru că e greu de crezut că o să primești fără risc genul ăsta de randament. Nu prea există. Practic, un obiectiv de randament trebuie să țină cont de trei aspecte. Acel randament pe care îl dorim, randamentul necesar pe care tocmai l-am calculat și toleranța la risc. Toleranța la risc are și ea două componente. E specifică fiecărui investitor. Ceea e ca, dacă vreți, ADN-ul fiecăruia e foarte... Hai să mergem ca ADN-ul, dar e cam pe măsură la pantofi, așa. Suntem mulți care avem 43, 44, 41, la doamne chiar mai puțin, dar nu toată lumea poartă, nu știu, 40 la pantofi. E bine, toleranța la risc are două componente. Capacitate și disponibilitate. Capacitatea e o chestie mai degrabă obiectivă. Disponibilitatea este pur subiectiv. Ține de make-up-ul nostru psihologic, deci felul în care gândim. Și câteodată ele nu sunt în aceeași direcție și atunci randamentul dorit sau randamentul rezultat din toleranță, combinarea celor două, este mai mic decât randamentul pe care îl speri tu pentru a atinge un anumit obiectiv. Deci trebuie să te ajuți de așteptări, e o mașină mai ieftină, asta e. Sau chiar o bicicletă, sau înveți să mergi cu mijloace de transport în comun. În situația fericită în care randamentul rezultat din toleranță e mai mare decât ceea ce speri, poți să-ți permiți să-ți iei mai mult risc. Sau, pur și simplu, aloci mai puține active pentru respectivul obiectiv și deci să aloci mai mult risc, sau ai o, să zic așa, marjă mai bună de siguranță. Că tot am vorbit de capacitate și disponibilitate, hai să vedem cum arată capacitatea de asumare a riscului. Ea ține de vârstă și de situație financiară. Ideea este că persoanele care au foarte mulți bani își permit să piardă mai mult și asta înseamnă că pot avea o capacitate, practic, de asumare a riscului, un profil de risc mai agresiv. În general, atunci când ești fie foarte tânăr, fie foarte în vârstă, se consideră că trebuie să fii ceva mai prudent relativ la același nivel de active pe care le deții, la același nivel de trai. Și cu cât scade nivelul de active deținute, scade bogăția cuiva, cu atât mai mult e necesară o prudență în investiții pentru că are o capacitate de a absorbi pierderile, partea din stânga activului are o capacitate de a absorbi pierderi mai mică și atunci riști să intri în capital negativ, da? Pentru că nu mai poți acoperi câteodată nici nevoile necesare de trai. Contează, e adevărat, și sursa averii, de exemplu, cineva care și-a făcut banii din niște activități profesionale care sunt foarte cerute, de exemplu, un chirurg foarte bun, are o probabilitate de a-și pierde sursa de venit mai mică, ea se leagă mai degrabă de, nu știu, sănătate sau răspundere civilă, lucruri din astea fortuite. Dar cineva care lucrează într-un domeniu în care, nu știu, de exemplu, intră automatizarea foarte puternic și vin roboții și fac totul în locul tău, își permite mai puțin să fie agresiv, chiar dacă ar avea o situație financiară bună. Și, de asemenea, importanța obiectivelor pe care trebuie să le atingi. Una este să ai obiective de strictă necesitate. Așa cum vă spuneam, e bine să investești în așa numitele active fără risc, care teoretic sunt investiții în titluri de stat. Acum, depozitele bancare sub 100.000 de euro sunt foarte bune în sensul ăsta pentru că sunt disponibile la cerere și sunt garantate de stat. Ele, practic, sunt niște investiții în titluri de stat. Așa, ca o regulă de aproximare rapidă, atunci când ți-ai pus la punct partea de cheltuieli de strictă necesitate, inclusiv locuință, haine, dar și niște asigurări medicale, se spune că e bine să investești în acțiuni, deci în acțiuni listate la bursă, cam raportat la portofoliul care ți-a mai rămas disponibil, 100% minus un procent egal cu vârsta ta. Deci, nu știu, dacă ai 30 de ani, 100% minus 30% înseamnă 70%. Dacă ai 50 de ani, 100% minus 50% înseamnă 50%. Dacă ai 65 de ani, ai fi la 35%. Bun, hai să ne vedem și la disponibilitate. Disponibilitatea, așa cum spuneam, ține de psihicul individual. De asta, cei care au studiat psihologia vor recunoaște oarecum cele 4 tipologii psihologice. Evident că se pot face și în practică se fac foarte multe distincții, adică se pot face foarte multe clase sau tipologii, dacă doriți, de investitori, din punct de vedere al disponibilității de asumarea riscului, pentru că are unei cazuri perfect doar în una. Deci trebuie să știți că asta mai degrabă are un rol de punct de pornire, după care în practică, de exemplu, la un consultant de investiții o să facă diverse aproximări, o să poate să aibă o paletă mai mare, de nu să facă din 4 să facă 8 sau 12, cine știe. Și de asemenea, e important de reținut că toleranța la risc este un proces dinamic. Adică el se schimbă nu doar cu vârsta în sine, ci și cu rezultatele investiții. De exemplu, dacă ai dat lovitura, poți să-ți permiți să, nu doar că poți să-ți permiți să aloci mai mult risc, dar o să devii mai încrezător. Și atunci o să crească toleranța la risc. După cum vedeți, e vorba de cei care, pur și simplu, sunt mai prudenți din fire, să nu zicem fricos, să zicem prudenți, și cei care, împotrivă, preferă să-și asume risc. Și, de asemenea, cât de mult se bazează pe rațiune și calcule și tot felul de chestii concrete și cât pe impresiile pe care și le fac, pe câteodată cum s-au venit în dimineața aia sau cum arată cerul, adică decizii emoționale. O să râdeți de ideea asta, poate, dar de fapt, uite, de exemplu, George Soros spune despre el că el ia decizii emoționale și unii din cei mai mari investitori în toate timpul. Toate cele de care v-am spus sunt un gen de, dacă doriți, partea lui focus. Nu trebuie să credem că o să te încadrezi perfect în casetele respective. Dar folosindu-le ca repere, poți să gestionezi, a zice eu, din ce în ce mai bine felul în care ai organizată partea financiară, partea chiar, adică mai mult decât financiară, partea materială, partea spirituală e de competența altcuiva, se studiază la alt curs, dar aici, în ceea ce privește portofoliul nostru personal, deci felul în care vă gestionați practic atât averea cât și datoriile pe care le aveți, toate aceste concepte sunt, să zic așa, de ajutor ca repere, nu atât ca formule rigide. chiar dacă am avut și o formulă mai devreme. Concluzia la tot acest proces se numește decizia de alocare, adică între ce tipuri de investiții o să-ți împarți tu capitalul pe care l-ai disponibil. Poate că te duci să înveți ca să-ți crești valoarea, sau să ai internship ca să-ți crești valoarea prezentă a salariilor viitoare, da, muncii viitoare. Poate o să pui bani la bursă, poate pui la bancă, poate, nu știu, investești în imobiliare. Asta se numește decizia de alocare și ce am văzut până acum te ajută să știi cam în ce vrei să aloci. Cea mai simplă e ce v-am spus mai devreme, dar 100 minus vârsta, fixat în procente, în acțiuni și restul în active cu risc redus. Există acești doi domni, cel cu numele mai lung, Benjamin Graham, este mentorul lui Warren Buffett, dacă l-ați auzit de el, dacă nu veți folosi Google, sigur și veți auzi foarte repede, e unul dintre cei mai mari investitori din toate timpurile și din prezent, pentru că este în viață. Buffett este foarte în vârstă, Graham nu mai e deloc, a murit. El împreună cu Dodd au scris o carte de referință pentru investițiile personale, se numește Investitorii Inteligenți. Ei erau foarte pasionați de partea de, hai să zic așa, value investing și asta însemna că încercau să identifice companii ale căror acțiuni sau obligațiuni, dar ei erau pasionați de acțiuni, sunt subevaluate. Și spuneau că există investitori defensivi care au 20-25% din capital alocat către acțiuni, restul instrumente cu venit fix. Dacă nu țineți minte ce înseamnă acțiuni cu venit fix, o puteți uita la slide-ul acela cu portofoliul personal. Și cealaltă categorie de investitori pentru Graham și Dodd era investitori întreprinzători, care oarecum și în funcție de starea lui materială, dar și starea pieței și a economiei, putea să investească undeva între 25 și 75% acțiuni și restul instrumente cu venit. Mai există altele mult mai moderne și, cum să spun așa, făcute pe măsură, în funcție de chestionare care se administrează, care să arate într-un mod cât mai obiectiv cam unde te încadrezi ca investitor, dar ca păstrând paradigma noastră vârstă-avere, aș zice că, uite, astea sunt niște exemple destul de elogvente. De exemplu, o alocare agresivă ar fi ceva de genul 15% în real estate direct. La noi în țară se merge foarte mult pe real estate direct și chestiile astea nu prea există, adică sunt ai câteodată 100% în real estate direct. În afară, mai ales în America, se consideră că e prea riscant asta și se merge fie prin acțiuni, fie prin anumite fonduri de investiții specifice, dar oricum se investește de către indivizi mai puțin în real estate direct. Deci, spuneam, 15% în real estate direct, 15% derivate, o porție foarte mare, dar jumătate în acțiuni și 20% în obligațiuni cu risc. Ce vreau să spun, obligațiuni corporative se mai numesc. Ele sau obligațiuni emise de firme, să spun, private. Tehnic vorbind, obligațiunile cu risc sunt considerate chiar și obligațiunile municipale, dar depinde de legislația fiecărei țări. Aici, practic, la firmele private există riscul de faliment și din perspectiva asta există riscul să primești doar o parte din bani înapoi sau chiar de rău. De asta am preferat să le numesc așa, chit că ele tind să fie foarte nume generice, diferite. Portofoliul echilibrat ar putea să fie undeva la 10%, mai mult de o decime din portofoliul instrumente derivate, 35% în acțiuni, 30% în obligațiuni cu risc și 20% în depozite, ca proxy, să spun așa, pentru titlul de stat, dar poți să duci și către titlul de stat. Noi nu prea avem titlul de stat pe termen foarte scurt, cel puțin nu listate, se mai practică în piața interbancară, dar acolo nu prea avem acces ca indivizi. O alocare prudentă ar fi undeva la un minim, să zic așa, pentru, apropo de Graham și Dodd, destul de precis, la 25% în acțiuni, 20% în obligațiuni cu risc și restul de poziții de stat și ceva foarte prudent să zici că ai un 15% în obligațiuni cu risc care au și cupoane semnificativ mai mari, adică plătesc dobânzi mult mai mari decât depozitele, și restul în depozite și titluri de stat, chestii foarte cuminte. Cam asta este așa prima parte. Vă mulțumesc și eu pentru atenție și pentru participare. Sunt convins că am avut foarte multe informații de acumulat și sper eu să le folosim cu foarte mare utilitate, astfel încât să punem banii pe care îi agonisim cu atâta trudă să muncească pentru noi și să genereze venituri consistente, astfel încât să putem să devenim independenți financiar. Evident, toate aceste informații prezentate în acest film nu reprezintă o recomandare pentru investiție. Avem aici disclaimer-ul prezentat de către Tradeville și, evident, trecutul nu reprezintă o garanție pentru viitor. Vă recomand să participați la cursurile de licență și masterat ale Facultății de Management din cadrul SNSPA pentru a învăța mai multe cum să ne gestionăm eficient banii și să îi punem să lucreze cu adevărat pentru noi și să genereze randamente care ne vor permite să devenim independenți financiar. De asemenea, vă recomand să urmăriți cu atenție și celelalte filme prezentate pe canalul Despre Bani în încercarea de a acumula cât mai multe informații utile și practice pentru modul în care ne gestionăm eficient banii. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție!